Președintele Klaus Iohannis a întâlnit astăzi cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Șeful statului a fost invitat de către Preafericitul Daniel la reședința patriarhală pentru a discuta diverse subiecte de actualitate, printre care și campania de vaccinare. Nu este singura întâlnire pe care a avut-o președintele astăzi. La ora 13, președintele României a ajuns pe dealul Patriarhiei, acolo unde era așteptat de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel. Despre campania de vaccinare și nu numai, au vorbit astăzi șeful statului Klaus Iohannis și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar asta într-o întâlnire pe care cei doi oficiali au avut-o aici, la reședința patriarhală. Scopul întâlnirii rămâne învăluit în mister. Niciuna dintre cele două instituții, președinție și patriarhie, nu a dat un comunicat de presă ulterior tete-a-tetului. Singurul care a oferit o reacție a fost purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române. A fost o vizită firească la început de an, o întâlnire oficială în spiritul dialogului dintre două instituții importante ale societății românești pe temele actuale ale acesteia. Președintele însuși nu a făcut nicio declarație în acest sens, ceea ce indică nu doar caracterul interinstituțional, ci și pe cel interpersonal al acestei întâlniri. Întâlnirea dintre cei doi are loc la scurt timp după ce șefii campaniei naționale pentru vaccinare au avut o întrevedere cu reprezentanții cultelor. Implicarea liderilor religioși este esențială în campania de imunizare. O mână de ajutor din partea fețelor bisericești ar fi esențială, în special în mediul rural. În continuare, numărul celor care refuză vaccinul este extrem de mare. Eu nu sunt de acord, eu nu mă vaccinez. Am și prieteni care sunt prin spitale și nu se vaccinează. Eu nu prea am încredere, să fiu sincer, din cauza știrilor care au apărut, nu știu, nu m-aș vaccina. Până acum, peste 700.000 de români s-au vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2.